că în buricul Pământului, până la vesinele paralele care se intersectează într-o ziua unui 11 septembrie, Cătălin Dorian Florescu explorează pe parcursul a 9 povestiri memorabile, feluritele chipului ale dezrădăcinării și dislocării. Aflate în cumpănă, personajele din centrul articolului acestei istorii ilustrează deopotrivă rezistența în fața adversităților, fie ele exterioare sau lăuntrice. Povestirea intitulată Eu trebuie Germania, din acest volum, a fost distinsă în noiembrie 2019 cu premiul întâi la concursul internațional de literatură Frontiere Grețe, adresat scriitorilor din spațiul alpilor. Ne întâlnim acum cu Cătălin Dorian Florescu și o nouă carte la editura Humanitas, În buricul Pământului, și cu Mirela Naveț. Cu permisiunea dumneavoastră, am să-i trei microfonul Mirelei Naveț.